Suporterii care nu au mers în Germania să vadă meciul au urmărit cu sufletul la gură partida pe ecranele gigant montate în piața George Enescu din capitală. După un meci care i-a ținut cu sufletul la gură, fanii au plecat în marș pe calea Victoriei spre piața Universității și Centrul Vechi, unde au sărbătorit până târziu noapte, au dansat și au cântat cât i-au ținut plămânii. Și pe străzile din marile orașe a fost o bucurie de nedescris după ce echipa națională a României a reușit calificarea istorică în optimile de la campionatul Euro 2024. România au luat cu asalt centrul capitalei după ce echipa națională a României s-a calificat în optimile Euro 2024 și a urmărit cu sufletul la gură partida dintre România și Slovacia, care le-a adus tricolorilor un rezultat egal. Astfel că naționala noastră s-a clasat pe primul loc în grupă înaintea Belgiei, Slovaciei și Ucrainei. Spațiul amenajat în aer liber în piața George Enescu din București a fost neîncăpător pentru miile de suporteri veniți să urmărească cu sufletul la gură momentele emoționante oferite de naționala noastră de fotbal. S-au bucurat și au savurat fiecare secundă pe ecranele giganți instalate în piață. După bucuria rezultatului istoric, suporterii au plecat în marș pe calea Victoriei, iar oamenii au cântat, au dansat, s-au îmbrățișat și au scandat cât i-au ținut plămânii. Imnul României a răsunat și în piața Universității, emoțiile și bucuria suporterilor atingând cote maxime. Oamenii au ieșit pe străzi și au scandat numele echipei naționale și în Timișoara. Și la Cluj-Napoca, atmosfera a fost una incendiară. Calificarea istorică a echipei naționale a adus mare bucurie și la Constanța.